Dragile mele gospodine, bună ziua și bine v-am găsit sănătoase din nou! Astăzi am să vă prezint o rețetă de pește marinat la cuptor, macro de fapt, care m-ați rugat să vă spun și astăzi am să vă spun mai detailat pe telul mama. Deci, cum se procedează? Nu pot ca să vă arăt în bucătărie cum o pregătesc, deoarece ar trebui cineva să mă filmeze și mi-este foarte greu, tocmai de aceea vă explic într-un mod foarte amănunțit pe înțelesul tuturor. Bine, dragile mele, cum să începem de la început? Deci, încercați să cumpărați macroul de cea mai bună calitate. Este foarte important. Macroul să fie mare, să nu fie moale, să fie tare, viguros, sănătos. Ajungeți acasă, spălați macroul. Aici trebuie să fie foarte multă atenție și la spălat. Trebuie spălat foarte bine. Îndepărtată pielița, care este negricioasă în interior. Și un alt aspect, în interior, când desfaceți macroul, pe mijloc, pe lângă șiră, cum s-ar spune, se află o dunguliță neagră. Acea dunguliță neagră o înțepați cu cuțitul și spălați bine, deoarece acolo este sânge depozitat și nu este bine, este amar, este rău, nu este sănătos. După ce ați spălat macroul bine, în prealabil, tăiați macroul bucățele de 2 cm. Îl tăiați și îl puneți într-un recipient. Apoi tăiați morcov, tot la fel morcovul să fie rondele mai mărișoare poate să fie. Puneți într-un vas aparte, tăiați ceapă solzișor și astfel ați preparat tot ceea ce trebuie pentru peștele marinat. Puneți într-o cratiță ulei și puneți un pat de ceapă tăiată solzișor, un pat de morcov și un pat de pește. Și tot așa până ajungeți sus, să zicem să lăsați măcar 4-5 cm, să lăsați să nu se umple cratița sau un recipient în ceea ce doriți voi. După ce ați terminat, ultimul pas să fie peștele. După aceea, puneți ulei, puneți sare, puneți oțet după gust, foi de dafin, boabe de piper și adăugați și apă, dar apa să fie mai sus de nivelul peștelui, de cel mult 2-3 cm, nu mai mult de atât. Și o introduceți la cuptor. O lăsați 3-4 ore la cuptor la 180 de grade, dragile mele. Deci să nu fie focul nici foarte tare, știți? Pentru că iese mult mai bine și astfel peștele se coace bine. Deci în momentul în care ați luat cratița din cuptor, osul nici nu mai există efectiv, numai ca structură. Dar când apăsați pe el, are o textură moale, moale, sfărămicioasă. Lăsați după 2 ore și jumătate, 3 ore, încercați și gustați din acea zeamă să vedeți dacă este suficient oțet, suficientă sare. Dacă mai trebuie, mai adăugați, dragile mele. Bun. După ce ați scos de la cuptor, deci după 3-4 ore de coacere la cuptor, ați scos recipientul cu pește și lăsați să se răcească. Apoi tăiați din nou ceapă solzișor și după ce totul peștele s-a răcit, răsturnați într-un vas mai mare și amestecați cu ceapa proaspătă tăiată solzișor și cu măsline. Încercați să căutați măsline mai mari de bună calitate. Și o să vedeți, dragile lui mama, și amestecați bine, o să vedeți că este o bunătate de pește marinat la cuptor. Este foarte simplu, nu este atât de greu, deci este o rețetă ușoară și foarte delicioasă. Se poate folosi la meniuri, pe masă, când aveți musafiri, când aveți oaspeți, deci este foarte simplă și foarte delicioasă. Acum vă lasă mama, vă doresc o zi binecuvântată
Și să auzim de bine, dragile mele, și o să vă mai zic rețete. Eu o să ascult în privat, o să citesc toate mesajele voastre, o să mi le notez pe un caietel cu rețetele care le doriți și o să fac un mic video și o să vă explic detailat cum se prepară tot ceea ce doriți voi. Vă doresc o zi frumoasă, sănătate și fericire! Vă pupă, mama dulce, fetele lui mama! Să auzim de bine!